Vaccinul antigripal a ajuns în cabinetele medicilor de familie. După o mică întârziere, acesta a fost distribuit în tot județul Mehedinți. Peste 4.000 de doze au ajuns la Direcția de Sănătate Publică. De aici au fost distribuite medicilor de familie. Peste 4.000 de doze de vaccin antigripal au fost aduse în județul Mehedinți. Încă de săptămâna trecută a început distribuirea acestor doze către cabinetele medicilor de familie. Cam asta este perioada normală, de când ar trebui să se înceapă vaccinarea antigripală. Am primit 33 de doze, le-am și administrat, este cerere mare în perioada asta. În tot contextul pandemiei, vaccinarea are un succes mult, mult mai mare decât în anii trecuți. Așteptăm alte doze, nu știm încă atunci când o să vină, dar probabil că foarte curând. Vaccinul antigripal este așteptat și de către localnicii din Baia de Aramă. Aici dozele au ajuns într-un număr mic. Așteptăm cu nerăbdare și antigripalul. Avem o tranșă destul de mică de doze de antigripal primit, dar pacienții încă întreabă un număr destul de mare despre acest vaccin. Deci dumneavoastră preventiv ați comandat deja doze de antigripal? Bineînțeles, bineînțeles. Am comandat încă din luna august vaccinul antigripal. Sperăm ca până la finalul acestei luni să mai primim o cantitate destul de mare de doze. Acum am primit undeva la 33 de doze. Vaccinul antigripal poate fi administrat în aceea zi sau la o zi, diferență de vaccinul anticovid.